Da, avem o salată cu avocate și cu așa. Avem gogoși făcute astăzi, biscoturi, coșulețe cu căpșuni, prăjituri. Super. Așa, da. Ciocolată de casă acolo. Deci ciocolată de casă. Uitați acolo. E tot inimioară. Da, inimioare, dar e pusă sub formă de vin. E mai bine să te urmezi. Nu trebuie să mă lăsa. Podați și voi ce fel de mată mare. Mai mergeți acolo, dar fetele mele cum stau? Trebuie să intre acolo așa ușor, da? Da, a românilor, ci o sărbătoare a noastră, a românilor aici de la Matei la Sarac, o sărbătoare pe care ținem în fiecare an, e vorba de Dragobete. Astăzi sărbătorim împreună cu elevii noștri și mă bucur să avem alături de noi și invitați. Foarte important că această zi ne dă posibilitatea de a ne promova câteva din profilurile noastre importante ale școlii. Este vorba de profilul bucătare, ospătar, chelner, de gastronomie și de asemenea de profilul textil, de confecționarea unor mărțișoare în atelierele de lucru, care se cheamă anul acesta Ateliere de lucru Mărțișor 2014. Din aceste ateliere de lucru au rezultat niște mărțișoare foarte interesante pe care o să le vedem cu toții, care vor fi promovate în continuare la București săptămâna aceasta la Palatul Copiilor într-o expoziție foarte interesantă cu mărțișoare confecționate de elevi. Despre Dragobete am să rog Catedra de Limba și Literatura Română, după cum vedeți că sunt însoțit aici, să ne spună câteva cuvinte, în primul rând, domnul Ionescu Piment și apoi tot din Catedra de Limba Română, doamna Ramona Mieilă. Avem alături de noi toată catedra și reprezentanți din celelalte catedre și mă bucur foarte tare că astăzi am putut să ne întâlnim într-o zi de sărbătoare la Matei Basarab să ne promovăm școala. Stimați colegi, distinși invitați, dragi elevi, sărbătorim astăzi un eveniment ce ține de conștiința noastră identitară și, în același timp, un eveniment ce definește un element de mitologie culturală și existențială a poporului nostru, a românilor. Dacă vechii greci îl aveau pe Eros, mai târziu romanii îl aveau pe Cupidon, noi românii am ales Dragobetele. O personalitate ancestrală din lumea aceasta a zeilor, ce sonoritate interesantă, răscolitoare a acest nume și au fost multe discuții pe această temă. Unii folcloriști au crezut că este vorba de o zeitate ce aparține secolelor târzii de mediu, dar se pare totuși că vine de undeva mai de departe din istoria noastră getnică, dacică. Este un eveniment ce ține de această dimensiune a fabulosului nostru existențial, camuflat în dimensiunea aceasta a cotidianului. Și consider că manifestarea noastră de astăzi este un exercițiu de recuperare, reconfigurare și, de ce nu, de prețuire și perpetuare a acestor valori ancestrale pe care le-am moștenit de dincolo de
veacuri de dincolo de timp, de la înaintașii noștri. Pentru că acest eveniment și altele de acest fel definesc această tradiție ancestrală despre care vorbeam. Sunt evenimente definitorii pentru istoria noastră ca neam și se știe că tradițiile, obiceiurile, alături de limbă și de credință, au contribuit la devenirea și la perpetuarea noastră în timp. Acest eveniment definește, cum spuneam, o conștiință identitară, dar și o existență milenară, singulară, unică, o dimensiune culturală, perenă și individualizată. E foarte interesant modul în care aceste manifestări, care până la urmă țin de mitologie și folclor, se exteriorizează, se pun în scenă, cum se spune. Avem de-a face cu o îngemănare foarte inspirată a ludicului și a ritualicului. Pentru că, vedeți dumneavoastră, în practica aceasta, în practicile legate de cultura populară, totul se desfășoară într-o dimensiune a sensibilității, a unui rafinament extrem. Nu vom avea niciodată de-a face cu manifestări de sorginte vulgară sau trivială. Totul se desfășoară într-o dimensiune superioară, elevată. O dimensiune care impune respect, admirație și prețuire. Aceste manifestări sunt în consonanță cu armonia naturii. Ele vin să definească această explozie de energie și de frumusețe, de trezirea naturii la viață. Pentru că primăvara este, nu, anotimpul care definește acest eveniment. Trăim cu certitudine într-o lume demitizată. Într-o lume în care mitul și legenda nu-și mai găsesc loc. Demitizarea lumii înseamnă însă îndepărtarea de înțelepciunea populară, de experiența străbunilor, lăsată moștenire tinerilor generații. Superstițiile, obiceiurile, tradițiile s-au născut din sentimente pure, din dorințe simple, umane, din bucurie, din durere, din dragoste, din dor. Dragobetele este simbolul iubirii în tradiția populară românească. Acest mit al iubirii avea ca finalitate formarea unui cuplu, a unei familii. Obiceiurile țesute în jurul acestei sărbători, păgâne de altfel, devin ritualuri de perechere, în care fantasticul și miticul sunt foarte importante. Prin urmare, voi invita în scenă pe domnișoara Bogatino Bișmaria, să ne recite o poezie, este coordonată de domnul profesor Ionescu Pime. Le-aș avea de Mihai Eminescu, le-aș avea și eu o floare, mândră, dulce, răpitoare, ca și florile din mai, pice, dulcea unui plai. Plai râzând cu iarbă verde, ce se leagănă, se pierde, îndoind încetişor, șoptișoapte, de amor. Le-aș avea o floricică, gingașă și tinerică, alb ca și floarea crinului, alb ca neaua sânului, amalgeam de roz albie și de una purpurie, cântând vesel și ușor, șoptișoapte de amor. Le-aș avea o porumbiță, cu chip albe, copiliță plângișoară, ca o zi de primăvară. Cât îmi ține ziulița, i-aș cânta, doina doinița, i-aș cânta un cetișor, 77 de amor. ZCK face o prezentare PowerPoint dedicată sărbătorii Valentine's Day. S-o ascultăm. Mulți dintre noi ne întrebăm desigur cine a fost parentele și care sunt originile acestei sărbători. Există mai multe versiuni ale acestei istorioare, care în Vinatea au născut o legendă, legenda Sfântului Valentin. Ziua îndrăgostiților rămâne a fi o sărbătoare deosebit de frumoasă pentru tinerii îndrăgostiți, care oferă o maximă posibilitate de a mai demonstra încă o dată fetei sau băiatului care îl iubește, că poartă un suflet o dragoste pură și adevărată.
Sfântul Valentin este un martir declarat ca sfânt al creștinilor romano-catolici care a trăit în secolul III, fiind episcop în Italia. După legendă, el ar fi cununat un băgând cu un creștin, căruia tinerilor îndrăgostiți, dăruind tinerilor îndrăgostiți flori din grădina lui, a vindecat bolnavi, a fost învinuit de cununarea religioasă a perechilor de îndrăgostiți. În ciuda poruncii împăratului roman, Claudius II, de aceea a fost condamnat la moarte și executat pe 14 februarie 269 din cauza credinței lui. Azi, Valentin este considerat patronul protector al îndrăgostiților, în cinstea Sfântului Valentin, în Statele Unite și mai nou în Statele Europene, se fac petreceri și baluri. Îndrăgostiții își fac cadouri în calendarul ortodox, Valentin se sărbătorește pe 30 iulie. Ziua Îndrăgostiților sau Valentine's Day, ziua Sfântului Valentin sau cum vreți să o numiți, se sărbătorește în toată lumea. Chiar dacă în alte țări există un omolog al Sfântului Valentin, așa cum se întâmplă și la noi, locuitorii sărbătoresc și ziua de 14 februarie, care într-un fel a devenit sărbătoare internațională a dragostei. Pe întreg mapa mondul, oamenii sărbătoresc în diferite stiluri ziua dragostei, astfel încât în Slovenia, de ziua îndrăgostiților, slovenii muncesc câmpul, considerat unul dintre sfinții primăverii în Slovenia, Sfântul Valentin ajută la creșterea plantelor și florilor. În Japonia, pe 14 februarie, este o tradiție ca femeia japoneză să îi ofere bărbatului un dar din ciocolată. Tipul ciocolatei oferite depinde de natura relației. În Wales, strada Denwil este Sfântul Îndrăgostiților, iar această zi se oferă cadou o lingură ca un simbol al dragostei. Wales Valentine's Day are loc în fiecare an pe 25 ianuarie, când este sărbătorit Sfântul, la care are o poveste tragică de amor ce i-a inspirat pe locuitori. Generații de-a rândul său se fac schimburi de cadouri. Printre cele mai interesante cadouri de Valentine's Day este o lingură. Este denumită lingura dragostei, iar obiceiul este păstrat în secolul XVII. Când bărbatul trebuie să cioplească o lingură dintr-o singură bucată de lemn, pe care să o decoreze cu simbolul al dragostei și pe care să o ofere unei domnițe dragi. În Marea Britanie, de Valentine's Day, britanicii obișnuiau să pună 4 frunze de dafin la pernă și să mănânce ouă cu sare. Dacă așa își puneau visau alesul. De asemenea, femeile mai obișnuiau să scrie numele pretendenților pe o hârtie, pe care să le bage apoi în minge de argilă și să le arunce în apă. Ce hârtie se ridica prima la suprafață, pe ea era scris viitorul numelui iubit. În timp ce multe dintre aceste tradiții au fost înlocuite cu altele moderne sau au intrat în folclor, mai există totuși fete care cred în aceste practici. În Coreea de Sud se oferă ciocolată în dar, similar Japonii. Pe 14 februarie, femeile oferă cadouri de ciocolată bărbaților, iar aceștia se cadorisesc orice fără ciocolată. În Finlanda, ziua îndrăgostiților este pentru finlandezi, de fapt ziua prieteniei. Acesta este un prilej pentru reuniunea dintre prieteni, care se trimit și primesc felicitări și cadouri simbolice. De ziua prieteniei, mulți s-au obișnuit să-i dea o însemnătate mai mare, să se logodească sau să se căsătorească. În China, în această zi, chinezii obișnuiesc să meargă la templu. Ziua îndrăgostiților este sărbătorită de chinezi în a șaptea zi, din a șaptea luna anului, cunoscută și Qingxi, sau Noaptea celor șapte, Festivalul de dublu șapte, Festivalul celor șapte surori sau Festivalul ficilor. Este denumită Ziua îndrăgostiților. În Franța, în trecut, francezii sărbătoreau această zi ca pe o loterie a dragostei. Femeile și bărbații, cei singuri, trebuiau să strige către cel care urma să-i devină pereche în fașa casei acestuia. Cei care erau respinși de potențialul partener veneau a doua zi, în același loc, și ardeau fotografiile cu cel care nu a dorit. Obiceiul a fost interzis între timp. În Danemarca, danezii fac 3 chestii în această zi. Schimbă felicitări, se trimit flori presate de bărbații și trimit consoartelor versuri. Ea, la rândul ei, dacă cunoaște autorul, fie că se semnează sau ghicește pur și simplu, îi oferă un dar, un nou vopsit la sărbătoarea Paștilor. În Italia, fetele nemăritate se trezesc de dimineață și se duc la fereastră, unde așteaptă ca bărbații să treacă. Tradiția spune că primul bărbat care îl vede sau pe cineva care seamănă cu el îi va fi soț în decursul anului. Pe lângă această tradiție, italienii obișnuiesc să-și ofere darul de Sfântul Valentin, de la ciocolată la ieșiri, la restaurant, etc. În Brazilia, Dia dos Nadmerados este celebrată pe 12 iunie din două motive. Odată că pe 13 iunie este ziua Sfântului Antonii,
iar luna februarie este ocupată cu carnavalul de la Rio, în Vietnam. Cuplurile din Vietnam obișnuiesc ca de ziua îndrăgostiților să poarte același timp vestimentar în același murul. În SUA, sărbătoarea dragostei este celebrată de americani, ca prietul timpului. Cu această ocazie, primii cadouri, se oferă flori orice alt lucru care simbolizează dragoste. Trimisul felicitărilor se păstrează de foarte multă vreme. În timpul războiului civil american, acestea conțineau chiar și poezii sau cântece patriotice ori politice. Astăzi, și dragi copii, dedicăm dragostei, poate versuri, poate sentimente de iubire, poate sentimente de furie, de ură, poate dragostea nu e niciodată sau nu e întotdeauna frumoasă. După cum știm, românul s-a născut poet și bănuiesc că măcar din această sală aproape toți am scris în momente de furie sau chiar momente de iubire sau momente de speranță, bănuiesc sau vreau să cred că am scris un vers, două, trei și așa mai departe. Modelul ar trebui să vină de la noi, nu? Să scriem întâi noi ca să vă încurajăm și pe voi, copiii. Cam aceasta este ideea momentului următor, adică Lidia Rezeanu de la 11K o să interpreteze o poezie de-a mea și dorința mea este să mă surprindă și pe mine. O fată singură și un bărbat, frumos, agil, pasiv și elegant. Ea îi zâmbi și bun și inocent. El a văzut în ochii alt accent. Era un zâmbet de demult și optimist de revedere. Ca doi străini ce s-au văzut cumva într-un vagon urât ce s-a topit de-o dragoste la prima revedere. Naiv îi spuse că în trecut îl o iubise mult. Din jocuri simple de copii și din priviri întâmplătoare, vii? I-a spus rapid și prea firesc, nu vreau nimic, dar te iubesc. În fata veselă, slobie, cu rămase alta, cenușie, cu inima crâmpeie și sfâșie. Tu m-ai iubit, trecutul-i mort. A fost odată într-un tren, ca într-un porț, un coridor murdar și indiscret, cu Don Juan, zâmbet de dentist, și o fată inocent, fără crist, căutătoare de comori, în oameni, versuri, viață, nori, ci privise și atunci, mirat. Ce ticălos, nebun și însurat. L-a ascultat din politețe și ce se lupta în inima ei. Ce mic, ce strâmb eu are corpul tău. Ce vorbești? Tot va fi rău. S-au reîntâlnit pe înserat. De ce a venit și ea? N-a rezistat. Era frumos, era timid și delicat. Nu a rămas în preajma lui. A urmărit-o însă ochii lui și l-a întâlnit din nou în încă 10 ani și s-au rănit din nou ca doi puștani. Spui acum, după mulți ani, eu te iubesc și-ți mulțumesc în versuri scrise prost că n-ai lăsat trecutul fără rost, că l-ai adus cu noi de pe un peron, în Rico, într-un club de fanfaron, în club și fumuri de țigară, în tot din ceea ce putea să doară, îți mulțumesc că m-ai iertat că te-am gonit. Atunci, cândva, eu te-am iubit. Din punct de vedere religios, pentru sărbătoarea de astăzi sunt cuvinte de apreciere la adresa poporului nostru român. De ce spun acest lucru? Pentru că, chiar dacă această sărbătoare nu are un fundament religios creștin, totuși poporul nostru a știut cum să încemâneze, cum să contopească înțelesul dragostei, al bucuriei, al vieții, al prezenței naturii și al luminii în viața noastră, cu sentimentul iubirii de Dumnezeu și a iubirii de aproapele. De aceea această sărbătoare de dragobete, care se suprapune cu sărbătoarea creștină a aflării capului Sfântului Ioan Botezătorul, unul dintre cei mai importanți sfinți ai bisericii noastre și căruia noi românii îi purtăm numele atât bărbații cât și femeile, spuneam că această sărbătoare a bucuriei
a putut fi suprapusă cu sărbătoarea creștină a Sfântului Ioan Botezătorul. Mi-aduc aminte un citat celebru dintr-un mare scriitor rus și filozof religios, Feodor Mihailovici Dostoevski, care în Frații Karamazov, romanul lui de maturitate, spune foarte frumos că frumusețea va salva lumea. Și într-adevăr, iată, și aici noi participăm la o sărbătoare a frumuseții. O sărbătoare pe care noi, fiecare dintre noi, de la mic la mare, o creăm și o punem în scenă prin tot ceea ce acești minunați elevi au reușit să creeze astăzi. Și anume, prăjituri, felicitări cu mesajul dragostei. Această bucurie să fie și în sufletele noastre, această lumină, această iubire, iubire adică însemnând iubire totală, incluzând ca o cunună iubirea lui Dumnezeu față de noi și a noastră față de Dumnezeu și față de toți ceilalți semeni. O primăvară frumoasă tuturor dorim și felicităm pe toți cei care au la popoare străine. Am vorbit despre obiceiul tradiții în cadrul poporului nostru, însă nu le-am prezentat. Am lăsat pe urmă acest moment. Așa că invit elevii clasei 11-9 să ne dezvăluie ceva din trecutul nostru, al poporului român. Sfântește primăvara, ne îndrum spre noi, pe inimile noastre, în care răsar vise, sentimente sublime. Primăvara și tinerețea, două anotimpuri gemeni, ambele sunt vârsta de aur în viața fiecărui om. Anotimpurile tinerești ale primului fior de dragoste, azi e 24 februarie, de ziua dragobetelui. În această zi se iubește mai mult și voia bună e la ea acasă, pe plaiurile meoitice. Este dragobetele sărbătoarea tinereții și a iubirii? Pe vremuri. Preajma se din 1 martie, cel mai adesea pe 24 februarie, oamenii țineau sau făceau dragobetele, care se mai numea Ziua Îndrăgostiților, cap de primăvară logonicul păsărilor. Probabil că luna februarie era considerată luna de primăvară, iar ziua de 24 era începutul anului agricol, uneori ziua ieșirii ursului din bârloc. Este momentul în care natura se trezește, păsările își caută cuiburi, iar oamenii, în special tinerii, intră și în rezonanță cu ea. Cine este Dragobetele? Divinitatea mitologică similară lui Eros sau Cupidon, Dragobete este considerat a fi fiul Dorchiei, un bărbat iubesc și iubăresc nevoie mare. Nu plânca Sfântul Valentin, ci nevalnic, elerea la daci, zeul care oficia în cer la începutul primăverii muta tuturor animalelor. În decursul anilor, această tradiție s-a extins și la oameni. Astfel de dragobete, fetele și băieții se întâlnesc pentru ca iubirea lor să țină tot anul, precum a păsărilor ce se dobădesc în această zi. Dragobeteșteți și muzeul al bunei dispoziții de ziua lui făcându-se petreceri, iar de acolo porneau de multe ori viitoarele căsnicii. Ce tradiții sunt de dragobete? Înainte de vreme, pretutindeni prin sate se audea zicala. Dragobetele sărută fetele. Credința populară românească spune că cei care participă la dragobete vor fi feriți de vor tot anul. Așadar, dimineața, îmbrăcați în cele mai bune haine, tinerii se întâlneau în centrul statului sau în fața bisericii. Dacă timpul era favorabil, porneau constrângând grupuri către pădure sau prin lungi în căutarea dioceilor și altor plante miraculoase. Dacă vremea era urâtă, se adunau la unul dintre ei acasă și se țineau de jocuri și de povești. De dragobete se făceau logodne simbolice pentru anul următor. Uneori le urmau logodnele adevărate. În această zi, fetele culegeau ghiocei viorele și tămâioase, pe care le puneau apoi la icoane. Florile erau păstrate astfel până la sărbătoarea de Sânziene, când erau aruncate în apele purgătoare. La prânz, fetele începeau să coboare spre sat învingă, în sudul României, această goană fiind numită zburătorit. Fiecare băiat urmărea fata care îi plăcea.
Dacă flăcăul era iute de picior și fetei îi plăcea respectivul urmăritor, atunci avea loc o sărutare mai îndelungată în văzul tuturor. Sărutul era logodna ludică a celor doi, cel puțin pentru un an de zile. De multe ori, astfel de logodne veneau înaintea logodnelor adevărate. Se spunea că tinerii care nu au petrecut de dragobete sau cei care n-au văzut măcar o persoană de sex opus, nu-și vor mai găsi perechea tot restul anului. Femeile aveau grijă să dea mâncare bună orătărilor din curte, păsărilor celorlalți, nici o vietate nefinit s-a ridicată de la dragobete. De multe ori, flăcării petreceau din de dragobete și prin satele vecine, ca să le meargă bine peste vară. Pentru toți, sărbătoarea dragostei era socotită una de bun augur pentru timpurile mărunte și pentru cele mari, deoarece se credea că dragobetele îi va ajuta pe gospodari să aibă un an mai înverșutat decât ceilalți. În ziua de dragobete, oamenii nu munceau ca în zilele cu sărbătoare religioase, doar își făceau curățenie prin casă. Cele care lucrau erau fetele îndrăgețe, care chiar își doreau să fie pedepsite de dragobete, chiar dacă mai pedepsea femeile, se considera că dragobetele ocrotea și curta noroc îndrăgostiților tinerilor în general, putând fi socotit un veritabil putitor al omenesc. Așadar, să fim români, să ne bucurăm de dragoste poporului nostru. Căci tineretea și iubirea rămâi veșnic în sufletele noastre. Sunt așa ca niște bijuterii culinare și ca formă. Vă invităm și să le vedeți și să le gustați. Deci, beau se prezintă cu turtă dulce și turtă de casă. Turtă dulce, ingrediente. Unt, zahăr, praf de copt, 2 linguri de miere. Se face aluatul, se întinde, se dau forme, iar siropul este făcut din zahăr pudră și zeamă de lămâie. Ciocolata de casă este făcută dintr-un sirop, apă și zahăr. Se pune pe foc până se îngroașe. Se pune unt, cacao și lapte de praf. Pandișpan simplu, o lingură de cacao pentru a-i da culoarea maro. Avem o glazură de ciocolată făcută pentru a se lipi nuca de cocos și ornate cu jeleuri în formă de inimioară. Moș pe mamă se prezintă cu o mini pizza în formă de inimioare, făcute din aluat făină, sare, drojdie și apă și foarte puțin ulei. Au fost frământate, s-au lăsat la 2 jumătate de oră. După care s-au luat, au fost întinse, au fost făcute cu o formă metalică în formă de inimioară și au fost ornate cu salam, măsline, ardei, castraveți, cașcaval și ketchup. Și au fost puse la cuptor. Să mulțumim tuturor celor care ne-au făcut astăzi o zi foarte, foarte frumoasă, în primul rând frumoșilor noștri ele, catedrelor implicate, respectiv limba română, engleză și nu numai, și să vă spunem că acesta este începutul de primăvară. Vă vom invita în luna martie la alte activități foarte interesante, toate clădite în atelierele noastre aici la Matei Basarab. Mulțumim mult!